I-a fost foame, a mâncat cratima. Să arunce cu piatra la care n-o greșit. Asta e o vorbă mare. Ce crezi că ai învățat tot timpul acela în emisiune cel mai mult? Am învățat să nu mai acționez la impuls. Să controlez mai bine nervii. Să nu mă mai agit pentru persoane care nu contează. Nu-i mai zicea că băieții sezonul vostru îl iubesc pe Co. Îi plânge tot pe Cosmin, un băiat de bun și de educat. Da. Ce părere ai de Alex și Mihai din noul sezon? Se potrivesc, dragii de ei? Am văzut îmbrățișări pe la petrecere, ce a fost pe acolo, doamne. Îl locuiesc în București. Vei avea o ciudă pe Cosmin toată viața, că el va fi fericit și împlinit pe toate părțile. A, și o să fiu neîmplinită și nefericită? Că vă oricum le știi pe toate. Spune și mie, legat de viitorul meu, cum o să fiu nefericită? Îți plăcea mai mult în platou la Mireasa sau la Capricii? Ce prezentatoare era mai aproape de sufletul tău? Îmi plăcea mai mult la Capricii, că era așa totul roz, erau canapelele alea confortabile. Mai era și lume pe cealaltă canapea, adică persoane cu care nu trăiam în casă. Doamna Marga, dar eu de când am intrat aici pe live, fata asta nu a spus cuvânt rău despre Cosmin. Da, chiar n-am zis nimic rău, că nu am ce să spun rău. Am răspuns doar la niște întrebări. Și atât, nu prea multe detalii, nu. Încă este a ei, Cosmin. Sora lui Cosmin a spus că era arogantă cu ea sau că vorbea arogant, nu? Nu știu ce a spus sora lui, n-am ascultat. Când o să te vezi cu Raluca și Alex? Cu siguranță mă voi vedea cu Raluca, nu știu dacă și cu Alex. În curând. Gabriela ți-a părut falsă. În afară de ce am spus în emisiune, n-am nimic de adăugat. Când erai să mori în emisiune, că ai intrat în coma alcoolică, Cosmin a fost alături de tine și tu ți-ai bătut joc de el, ai fost o șerpoaică. Aha, am înțeles. S-a făcut vreodată măgării în emisiune din partea staffului? Nu. Inga e bine, chiar am vorbit astăzi cu ea. Trebuia să o sun când mă mai linișteam și eu un pic, să mai vorbim. O să vine așa prin București, nu știu când. Cu siguranță ne vedem, facem live. De ce ți-ai schimbat ochelarii? Pentru că mi se păreau foarte mari. Fiecare dorme cu ceșa șterne, el a scăpat de tine și va fi fericit voi de capul tău. Ah, ia auzi. Mi-aș dori să fiu ca tine rece și egoistă. Păi nu sunt nici rece, nici egoistă, ce crezi? Cine îți plăcea mai mult, doamna Gabriela sau doamna Simona? Ambele, da. Cred că cumva doamna Gabriela, nu știu. Alexandru e foarte amuzant. Da, le știe pe toate. Dar Inga și Raluca, ce părere au de ce ai făcut? Cu Raluca n-am apucat să vorbesc mai nimic legat de subiectul ăsta. Inga e alături de mine. Până la urmă, eu știu mai bine ce-i potrivit pentru viața mea, pentru sufletul meu, cum mă simt eu mai bine. Până la urmă avem o singură viață. Ești mai frumoasă decât la TV. Mulțumesc mult. Și mie mi se părea că la TV sunt mai năsoasă. Alexandru s-a crede că ți atinge coarda sensibilă, dar nu-și dă seama că mai mult te amuză. Păi Dani nu-i dau bloc. Chiar mă amuză, mi-a făcut jumătate de live. Reziște eroi comentariul Alexandru. Da, mă declar fana lui. Eu nu te plăceam în emisiune deloc, chiar te detestam, dar acum îmi par foarte de treabă și răspunzi la toți. Mulțumesc, Rebecca. A se reține că eu sunt fan Simona Gherghe. Super. Păcat că Cosmin e un om bun și tu l-ai de. Ah, l-ai de. Dezamăgit. Ah.
O singură viață și ai amant. Iauzi, băi, Alexandru, băi, dar ești un fenomen tu. Dacă nu erai tu pe live, o să-l închideam de mult. Da, serios, băiatul ăsta, mă rog, băiat, fate, ce-o fi pe contul ăsta, chiar e ok. Au știut părinții tăi de ce n-au vrut să meargă la nuntă sau să nu apară la emisiune. Păi, de ce ai vrea să apari? Că la un moment dat, și eu fiind în emisiune, nu vreau să mai apar. Îmi place că răspund și la hateri, ești cool. Mersi! Dacă își bătea joc de el, continua încă căsnicia, potoliți-vă. Super, bravo, Maria! În sfârșit, cineva care gândește. Alexandru o fi de fapt Paul. E, da. 100 de lei să-mi dai, că ți-am făcut live-ul mai interesant. Eram ironică până la Dumnezeu și înapoi, dar e greu. Nu toată lumea e capabilă să o prindă. E confals și își face de cap, Alexandru. Da, mi-am dat seama că e confals, dar... Si fac, dacă n-are somn, nu-i problemă. Mai aflu și eu chestii despre viața mea, că el vă că le știe pe toate. Alexandru, ai revolut să-ți trimi banii? Alexandru a scăpat de sub ochii soției și-și dă cu părerea pe live. Stă bine cu ochelarii roșii. Mulțumesc, Andreea. Cu ce te ocupi în timpul liber? Sincer, n-am nicio pasiune. Mai ies cu prietenele. Fac curat. Dorm. Mă uit la TV. Din astea. Noi proștii ăia deșteaptă, uite unde era Sfânta Filoptia. Și am zis eu că sunt sfântă, că nu înțeleg. Fără supărare, dar dacă nu afla Cosmin în continuare la două capete, nu, urma să-i spun a doua, a treia zi situația. Adică să vorbesc cu el. Nu continuam nimic. Dar în momentul acela nu știam exact ce simt, cum să procedez, nu știu. Era haos în capul meu. Ești 100% bucureșteancă? Da. Lucrezi ceva sau te întreține Luță ca să-i fii la dispoziție? Na. Na curiozitate la 2:30 dimineața. Nu lucrez, dar am și eu bani, nu? Nu-i logic. O să mă angajez, doamnă, după ce îmi rezolv cu actele. Filoptia, da. Mă mai frustrați, vorbesc așa urât, deoarece nu sunt împliniți cu viața lor. Păi, când ai una, o vorbești pe altuia. În cât timp crezi că o să te vindești total? Depinde cum gestionez eu situația. Dacă stau să ascult melodii triste și să mă închid în casă să-mi plâng de milă, probabil foarte greu. Dacă încerc să ies cu prietenii, să îmi găsesc o ocupație, mult mai repede. Vezi că ai uitat să-i faci dosar penal lui Cosmin, du-te până divorțezi. De ce aș face chestia asta, nu înțeleg. Dar părinții tăi ce au zis când au aflat? Părinții mei au înțeles multe lucruri pe care unii nu le înțeleg sau nu vor să le înțeleagă. Când o să divorțați? Curând. Normal că are bani dacă nu ți-e bogat. Păi și ce-s banii mei? Sunt mama de băiat, iar eu te-aș fi ciufulit să-ți fi bătut joc de băiatul meu. Aha. Super. Bine că nu sunteți. Am scăpat niciufulita. Ești să te apuci de al doilea master. Sigur este și depresia din experiență, zic. Păi nu sunt în depresie și un al doilea master n-aș mai face pentru că mă duc la muncă, ce să mă mai duc la facultate?
N-aș mai putea să mă împart între muncă și facultate. E foarte bine că firul la Cosmin îți dă importanță la așa ceva. La ce mai să-mi dea importanță? Da, mai vorbi cu Inga. Cum te înțeleg dacă Cosmin cu gura lui a spus că ia dreptate, iar o minciună? Nu înțeleg ce scrii. Părinții tăi știau, de aceea s-au împotrivit de la început. Ia auzi, doamna Acna. Cum le știți dumneavoastră pe toate? De unde știți dumneavoastră ce știau părinții mei și ce nu știau? Da, locul e singură. Te crezi ceea ce nu ești, ești o marfă ușoară pentru bărbați însurați. Doamna Marga, dacă nu m-ați omorât, pe toate le știți. Să-mi spuneți și mie numerele de la loto. În ce liceu, pe ce profil ai fost? Am fost în Colegiul Național Gheorghe Lazar, din București, secția Mate Info. Peste 5 ani mă văd foarte bine. 1600 de lei. Știu că nu ești vindecată de Luță. Nu cred că am zis ceva greșit. Părinții își cunosc copiii cel mai bine. Păi, ei nu știau de existența lui. De unde știau ei dacă sunt eu vindecată sau nu? Am făcut facultatea de jurnalism și științe ale comunicării, secția de publicitate, și master în producție multimedia și audio-video. Dar din cauza că nu-mi place să editez clipuri, n-am profesat într-o agenție, n-am făcut mai nimic cu facultatea, nici cu masterul. Pe la Cluj nu știu când vin. Că nu prea depășesc București. Câți ani are Luță? Pe toți. Păi nu s-a zis pe Facebook, are 37 de ani, că e afacerist, că... Ce s-a mai discutat pe acolo? Bună, Madalina. Că i-a dat dreptate lui Cosmin, cum să te înțeleagă, iar o minciună. Măi, Miru, nu toți sunt proști ca să-i poți duce cu minciunea. Ori e prea târziu pentru mine, ori nu are nicio logică ce scrie acolo. La nici că mă mai agit să înțeleg. Domnule Alexandru Contfals. Apreciez oricum implicarea în acest live. Se aude că Gabriela și Valentin s-au despărțit. Nu cred. De ce? De unde se aude? Că erau la caprici, erau bine. E tânăr sau mai în vârstă? Mai tânăr decât mine nu e. Bună, Marius. Mor cu Alexandru, îmi face seara mai bună. Da. Să-i trimiteți pe Revolut niște bani, domnule Alexandru. Pe tu cu gura ta ai spus că e bogat și că te-a ajutat să-ți plătești chiria, iar o minciună. N-am zis că e bogat. Bogat înseamnă să fii țiriac. Ai fi să câștige Gabriela și Valentin în locul vostru pentru a se bucura ei de bani? Nu, mi-am dorit să câștigăm noi. Eu cred că unii ți-ar da și bani să-i divulgi identitatea. Puh, nu că crezi, cu siguranță, că sunt fierți, zici că e visul lor în viața asta cel mare să afle cum arată omul ăla. Cum are Instagramul Luță? Luță.
Premiul trebuia câștigat de Gabriela și Valentin. Am înțeles, doamna Marga. Din păcate, l-am câștigat noi. Mă rog, nu l-am luat, dar zic așa, ca titlu. Parfumul tău preferat. Parfumul preferat este Morph Zeta. Cum nu i-a adus aminte la Tascul Secretelor? Oh. A încercat să iei legătura cu un psiholog sau psihiatru? Parcă spune la Mireasa că ai vrea să faci terapie. Nu zic că ești nebună, doar poate instabilă emoțional. Da, ai dreptate. Așa am spus, dar consider că sunt ok, adică cu toată situația asta și nu e nevoie să merg la un psiholog. Cu siguranță, dacă voi avea anumite stări, voi apela. În schimb, stările de anxietate pe care le aveam înainte să intru în competiție n-au mai apărut, chiar dacă e situația asta dificilă, deci nu știu de ce aș mai da bani la psiholog. Nu, nu o divulga. Da, doamna Marga la fel e aici.